Eu am auzit că dumnealui zicea că nu putea nimeni să negocieze altfel contractul mai bine decât ei, deci oricum avea să fie la Gaza, în vedere. De ce spun despre aceasta? Că de aici s-au început multe, multe, multe probleme, inclusiv declanșatorul acesta inflației în Republica Moldova s-a pornit de la acea scenă mare de dominare la care la o etapă a participat și respectivul domn. Da? Noi am spus de multe ori, aceasta a fost o crimă împotriva Republicii Moldova. Sper cândva vor apărea detaliile care sunt cunoscute despre corupție și despre tot ce a fost acolo. Asta o să apară cu timpul. De aici s-a pornit. În primul rând, un guvern responsabil nu admitea acest colaps legat de negocierea prețului la gaz. Un guvern responsabil, drept consecință, nu plătea 4 miliarde de lei din bugetul de stat în urma acestui act de trădare, aș spune. Da? Pentru că de acolo s-au pornit, noi nu puteam plăti iarna factura rușilor, rușii ne trimiteau pe 20 că vă oprim gazul și luam bani din buget. Aproape 4 miliarde am plătit din buget. Oare banii aceștia nu puteau fi folosiți în altă parte pentru majorarea nu cu 5,6 a salariului învățătorilor, dar cu 15%, ceea ce compensa un pic de inflație, chiar și mai mult. Despre medici nici nu mai vorbesc, în general, zero. Și multe, multe alte lucruri. Ce făcea un guvern responsabil? Făcea probabil ceea ce face orice guvern care măcar are idee de economie și care știe că instrumentul principal de combatere a inflației este creșterea economică. Iar motorul creșterii economice, de regulă, sunt investițiile publice masive, infrastructură. Dar bani nu sunt. În 20, când am închis economia din cauza pandemiei, când stăteam toți stresați, știți, când în martie, aprilie, noi n-am tăiat 5 miliarde de la drumuri, dar le-am investit în pofida la toți care strigau în Parlament și aruncau cu Adidas în noi. Da, și pe baza asta am ieșit în 2020. Și la buget, și salarii am dat, și medicilor le-am majorat cu 70% de salariu. Deci bani sunt, dacă știi cum să gestionezi. Anul ăsta eu nu văd aceste investiții, pentru că nu este cine să ocupe. Ăsta e preocupat de scheme, de achiziții, el nu se preocupă de activități. Cumpără harbuș și ne face publicitate că astfel o să susținem economia. Înțelegeți cum? Omul e focusat pe PR, ieftin, prostesc, dar el răspunde de... El are un mega minister în subordine. Da? Deci aici trebuie de lucrat. Nu mai vorbesc despre efectul acestei politici inadecvate monetare cu rata de bază și o să vorbim probabil dacă pentru că mă doare cu prima casă în general, cu creditarea populației și ipotecară și chiar de consum. Deci nu puteam să admit să ridice ăștia artificial la 18,5 rata de bază. Pentru că orice om, iarăși, studentul chiar din primul trimestru de la facultate la SEM învață care sunt efectele majorării ratei de bază? În decembrie, ianuarie, iată acum au dus la 18,35. Oare nu era clar că în 3-4 luni ratele dobânzilor la credite vor crește în măsura respectivă? Deci atunci când tu utilizezi acest instrument, care teoretic este pentru a combate inflația, dar condițiile actuale el nu este adecvat, pentru că spânul a semnat acel contract la gaz, și indiferent cu cât va majora armașul rata de bază, dacă în fiecare lună de la Gazprom îți spune că e 1000-2000, nu-i faci nimic inflație. Deci asta e o măsură care pur și simplu a distrus activitatea investițională. Fără activitate investițională nu-i creștere economică. Nu-i creștere economică, te duci în stagflație și ai murit. Deci eu 100 de exemple de astea pot să vă dau ce ar face un guvern responsabil și care ascultă oamenii pentru a evita această situație. Eu nu știu dacă domnul Kulminski pot să explic aceste lucruri, eu îl cunosc un pic din activitățile precedente, n-are nici în clin, nici în mânică cu economie, deci când face așa afirmații, nu știu, poate cum am spus, face referansuri, poate o primește înapoi în birou de unde a ieșit. Eu nu știu, altceva nu pot să spun.